pune prin absurd că se întâmplă un dezastru, un incendiu la o întreprindere și arde tot. Ceea ce rămâne, va rămâne activele nemateriale, adică marca, care poate avea valoare chiar dacă totul a fost scrum și poate renaște o afacere de la zero. Un alt exemplu mi l-a dat un prieten de-al meu din România, căruia eu mereu îi aduceam un pete de 1,5 litri de vin de fiecare dată când mergeam acolo. Și el mi-a zis, când îmi aduci și tu un vin din ala mea? De care, mă? De la gura că e în arbore, că e foarte bun. Deci, ce înseamnă o marcă în promovarea unui produs?